vindecarea fiului unui slujbaș împărătesc. După aceste două zile, Iisus a plecat de acolo ca să se ducă în Galileea, căci el însuși spusese că un proroc nu este prețuit în patria sa. Când a ajuns în Galileea, a fost primit bine de galileeni, care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul praznicului, căci fuseseră și ei la praznic. Iisus s-a întors deci în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc al cărui fiu era bolnav. Slujbașul acesta a aflat că Iisus venise din Iudeea în Galileea, s-a dus la el și l-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui, care era pe moarte. Iisus i-a zis, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Slujbașul împărătesc i-a zis, Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care îi le spusese Iisus și a pornit la drum. Pe când se cobora el, l-au întâmpinat robii lui și i-au adus vestea că fiul lui trăiește. El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine și ei i-au zis, ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Iisus, fiul tău trăiește. Și a crezut el și toată casa lui. Acesta este și al doilea semn făcut de Iisus după ce s-a întors din Iudeea în Galileea. Iisus umblă pe mare. Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării. S-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întărâtată. După ce au vâslit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie. Și s-au înfricoșat, dar Iisus le-a zis, eu sunt, nu vă temeți, voiau deci să-l ia în corabie. Și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Iisus, apa vieții. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit.